Mi egy kolozsvári kiállításra hívjuk fel nézőink figyelmét. Kuriózumnak számít a Szép Művészeti Múzeumban múlt szerdán a Pablo Picasso spanyol művész könyvillusztrációiból, grafikáiból és litográfiáiból megnyílt kiállítás. Nem volt még egy művész, akinek ekkora hatása lett volna a 20. század társadalmára, mint Picasso-nak. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a kolozsvári Bánfi palotában kiállított gyűjtemény tulajdonosa, Tomás Emmerling, a Que viva Picasso című tárlatot. Még a festményei nem is láthatók itt, a gyűjtemény Picasso munkabírásáról tanúskodik, hisz több mint 50 ezer mű került ki a kezei közül. Kerámiák, rajzok, litográfiák, olajfestmények. A tárlat olyan könyvritkaságok illusztrációit mutatja be, mint például a De Mémoire d'Homme, az ember emlékezetéről, amely mindössze 350 példányban jelent meg 1950-ben, és a spanyol mester 9 litográfiáját tartalmazza. A kötet a dadaizmus egyik megalapítója, a romániai zsidó származású Tristan Tzara kezdeményezésére született. Picasso soha nem volt elégedett saját munkájával. 20-30 változatot is készített egy-egy litográfiából, de még itt sem volt megegyed az eredménnyel. Harcolt az anyaggal, a kővel, amelyben rajzait belevéste, és harcolt nagy elődeivel is. A spanyol mester a művészettörténet több ikonikus darabját feldolgozta, újraértelmezte. Kollekcionáru Tomás Emmerling a fost regăsim în... Nu de multe ori, deci de o dată de două, trei ori, pentru că m-am documentat în ceea ce privește partea aceasta de colecție pe care o are, că ar folosi copii. Nu, cu certitudine, cel puțin din ce am putut verifica, sunt suficiente piese originale, regăsibile în prima și a doua sală. Celelalte, dacă vreți să le numim copii, nu sunt copii în adevăratul sens al cuvântului, adică că ar fi ceva tras la xerul și așa mai departe. Sunt părți din cărțile pe care le-a ilustrat Picasso, cărți care au cunoscut tiraje de 200-300 de exemplare, toate exemplarele au fost numerotate, toate gravurile au fost realizate de el pe o matriță și apoi multiplicate pentru a face parte din aceste cărți. Dacă din punctul ăsta de vedere considerați că sunt copii, evident sunt copii, Pablo Picasso a intrat într-o afacere cu aceste edituri, i s-a cerut acest serviciu, nu putem pretinde cuiva ca fiecare carte să poartă însemnele manuale ale desenului. Ar fi o nebunie în primul rând. În al doilea rând, eu vă spun ca un semicreator, să spunem, într-un alt domeniu, că orice relectură a textelor mele aduce un alt text. Revin la ideea de bază, această expoziție, din punctul meu de vedere, are o valoare educativă, ea este destinată educării tineretului și nu numai în ceea ce, ca o mini-introducere în opera de gravor și de grafică, tot ce a elaborat din punct de vedere al graficii Picasso. Peste două săptămâni, dacă mă gândesc bine, va fi și o săptămână care se numește Școala Altfel. Această expoziție este destinată și acestor tineri care, în loc să se frământe unde vor fuma în fața barurilor, vor veni aici la noi să privească aceste lucruri. Am asigurat un ghidaj de înaltă calitate. Fiecare exponat sau fiecare sală care reprezintă un ciclu din biografia lui Picasso are texte explicative. Ca atare, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt cât se poate de onorabile și bine alcătuite. A Que viva Picasso című kiállítás május 1-ig látható a kolozsvári Szépművészeti Múzeumban.